Bună ziua, este 13 iulie 2013, este sâmbătă, luni ne vom apuca de extras. Am spus într-un film că voi vorbi un pic legat de boli, de nosemoză și de acel păduche din vid, Acarapis udii. Am zis în primul rând să vorbim legat de aceste două boli, cum pot fi recunoscute la stupi, după care voi posta probabil un film cu folosind microscopul, deci testându-le pentru așa ceva. Deci voi vorbi despre acestea, dar înainte, deci să vedeți stupii cum arată la ora asta, voi veni și voi mai adăuga un cat astăzi. Și într-unul din stupi mai am boci care vor ieși miercuri și voi muta acea bară din corpul al doilea în corpurile de miere pentru a-i da drumul. La stup, să înceapă matca să ouă și în cel de-al doilea corp. Deci mă voi duce în primul rând, voi muta acea bară, sper să mai fi, să am boci pe ele, n-am apucat să-l verific dacă dacă cumva și-a făcut vreo botcă a lui și mi-a ros mie bările. Sper să se vadă. Dar mai în spate. Da, acesta este, cineva spunea la un moment dat că deci era la un moment dat într-un singur corp și se făcea referire de acea tablă. Deci este mai convenabil cu tablă, deci nu mai dai jos decât atunci când introduci bara de boci. Îl voi dobărâ, îi voi scoate bara de boci și o voi muta într-unul din corpurile de miere și îi voi adăuga o ladă de foiță, îl voi întoarce exact cum ar trebui să stea pe poziție și o să vedeți ce fac. Am florit, să zic așa, în proporție de 30% floarea a început să, câmpurile au început să înflorească. Runda a doua va fi, deci este cea în care este miere mai multă. Va fi ceva miere și în runda asta, sper. După o iarnă urâtă, cum am avut, lungă, aproape de 7 luni de zile, se pare că avem noroc de vară până acum, mai mult decât super. Temperaturi sunt în jur de 25-26 de grade, deci nu este foarte cald. Am avut și ploi și pare să meargă bine. Să bage destul de bine. Deci acesta a mers cu o singură, într-o singură ladă, a putut să ouă matca. Acum îi voi da drumul ca matca să poată să ouă și în corpul al doilea. Voi scoate bara de boci.
să vedem în cameră. Da, sunt destul de frumoase. N-a luat câte? Una, două, trei, patru n-a luat. Da. Da, trebuie să mut camera, că nu știu cât se vede din partea aia. Deci acum matca poate să urce și în corpul al doilea. Este un pic greu, pentru că n-a avut puiet, dar probabil în 2-3 zile toată mierea de aici va fi mutată în corpul de 9 rame și va face loc la matca să înceapă să ouă și în corpul al doilea, ramă de puiet, da? Da? Deci în ultimul corp îi voi adăuga bara de buci, să-mi fie ușor să o iau, pentru că vor fi grei și va trebui să-l dobor și să-i scop bara și să-l pun la loc.
învățate să intre pe la mijloc, la atmosferă. Asta legată de, de acest tub, legat de, de cele două boli, spuneam, o să vorbesc. Să începem cu nosemoza. Nosemoza apare, este întâlnită în, ca să zic așa, toată emisfera nordică a a globului pământesc, mai ales în țările în care care au iarnă. Deci ea se dezvoltă din cauza că albinele sunt închise, să zic așa, în stup pentru o perioadă de timp și nu pot ieși afară. Ca semne o să vedeți pe rame fete maro, la fel se pot vedea pe fața stupului. Deci, mă voi închipuiți capacul aici, vor fi fete maro în zona asta sau în zona de udiniș și pe rame. Deci pe rame o să vedeți pete maro sau pe lateral, la interior aici. Câteodată când sunt afectate mai mult, chiar și pe și pe fagure, pe miere și așa mai departe. Aminteam într-un film folosirea fumagibinului pentru această boală. În cazul în care ar exista, există șansa ca albinele, deci vremea permit ca albinele să iasă afară, chiar și pe fondul unui cules mai cât de mic, să zic așa, această boală poate să fie, you know, tratată, să zic așa, de albine. În cazul în care ele continuă să stea, să rămână în stup, când gradul de infestare pe o singură albină depășește în jur de 7-8 milioane de spori, practic nu prea mai aveți ce salva din acel stup. Pentru aceasta se recoltă, ca să vedeți grad de infestare, se vor recolta albine primăvara. De preferat să recoltați albine bătrâne, pentru că acolo veți găsi, n-are rost să recoltați albine tinere care atunci au ieșit, pentru că rezultatul va fi unul care, să zic, să vă placă, dar poate nu este cel mai corect. Deci se recoltează albine bătrâne și pentru nosemoză și pentru orice altă boală trebuie recoltate albine bătrâne în general. Voi posta un film în care voi arăta procedura de determinare a gradului de infestare cu nosemoză. În cazul păduchelui din gât, în cazul nosemozei, chiar și în varianta în care, să zic așa, albinele încep să-și revină, practic să pierd zile importante, deci stupii nu cresc. Deci chiar și în varianta în care, să zic, încep să-și revină stupii de la nosemoză, începe să fie un cules și așa mai departe, sau varianta în care, să zic, sunt tratați, stupii nu vor crește. Deci un stup afectat de nosemoză va crește încet primăvara, atunci după ce se schimbă, după ce există acel schimb de generații, cele bătrâne care au iernat mor și vin cele tinere, există, ca să zic așa, se poate observa o creștere a populației în stup. Nu se întâmplă în cazul nosemozei acea creștere așteptată. Cam astea ar fi efectele după ce au fost afectate de nosemoză. În cazul păduchelui din gât, acolo lucrurile stau un pic mai complicat.
un grad mare de infestare duce practic la, deci poate să și omoare stupul. Albinele, deci stupul în general, când este afectat de trichil mite, iese în iarnă și în varianta în care supraviețuiește foarte mic, deci toacă albină multă acești păduchi. În cazul în care reușesc chiar să omoare acea familie, ca semn, să zic așa, o să vedeți albinele spre, deci în cazul nostru cu capace, cu capac, cu urdiniși în capac, practic albine moarte în zona urdinișului sau într-unul din colțurile din față ale lăzii, pentru că se spune că există ca un fel de sufocare ale lor, deci încearcă sau ies, practic le vezi iarna în zăpadă, ies practic din stup, deci nu mai rezistă să stea în stup. Deci spuneam, în cazul în care familia de albini este moartă, unul din semne este în cazul în care moare înghesuită, să zic așa, cât au mai rămas din ele, într-un colț și spre zona de urdiniște și spre zona unde vine aer. Bineînțeles, trebuie testate la laborator, dar acela este primul semn care îți spune că s-ar putea să fie de vină trichil mite, păduchi iernică. Alt semn este, sunt albinele cu aripi în formă de K de la kilogram. Practic, cele două aripi, ele sunt atașate pentru un, ca un fel de cârlig între ele, se desfac și practic, dacă vă uitați la o albină, albinele sunt depărtate și seamănă cu litera K de la kilogram. Dar acele albine, de se spune K-wings, deci cu aripi în formă de la K de la kilogram, nu neapărat indică prezența păduchelui din trichil mite. Acele albine cu aripi în formă de K de la kilogram pot fi întâlnite și la alte boli. Din nou, amândouă bolile, spuneam, nosemoza poate este mai ușoară, în cazul păduchelui din gât, acolo lucrurile se complică. Medicamente pentru trichil mite, în general, medicamentele care tratează varroa, că aici mă refer la acid formic, la amitraz, amitraz este, din câte știu, o substanță activă din varachet, acestea pot fi folosite și în cazul, deci au efect și în cazul păduchilor din gât, trichil mite. Mai sunt variante de plăci mentolate din carton. Cu plăci mentolate este, merg, funcționează, există dezavantajul pentru că acel mentol, odată pus în stup, albinele vor ieși practic afară din stup, o să le vedeți prima reacție, deci că roi ies repede afară din stup. Acel mentol le fac să nu stea în zona în care se pun plăcile mentolate. Albine părăsesc acea zonă în cazul în care există puiet pe zona în care se pun plăcile mentolate. Există riscul ca acel puiet să răcească, deci albinea nu se mai duce acolo să aibă grijă de puiet. Deci cam astea ar fi legat de nosemoză și de trichil mite. Cum spuneam, amândouă pot fi văzute doar la microscop, deci nu încercați cu lupă sau mai știu ce. Pentru nosemoză este folosit un tip de microscop, deci se spune compound microscope, care are putere de mărire mare, deci pentru a putea vedea sporii de nosemoză. În cazul păduchelui din gât, trichil mite, aveți nevoie de un dissecting microscope, deci un microscop de disecție. La acesta puterea de mărire este mare, dar nu chiar așa de mare ca în cazul nosemozei. Dacă vreți
Același microscop este folosit pentru inseminare artificială, deci pentru inseminare artificială aveți nevoie de un dissecting microscope, deci nu aveți nevoie de magnificare foarte mare. Deci cam astea ar fi, să zic așa, premergătoare semne, să zic așa, pentru ceea ce va urma. Deci vă voi prezenta cum fac eu. Le spuneam semne care să indice prezența bolii. Dar, din nou, pentru a vedea exact despre ce este vorba, sunt necesare teste de laborator, care, să zic eu așa, ar trebui făcute, sau sunt posibil de făcut la laboratoarele veterinare de testat. Recoltați albine, le duceți acolo și în cazul în care aveți ceva suspiciuni și ei ar trebui să vă dea rezultatele și să vedeți dacă apare sau nu apare prezența acestor două boli. Cam atât. Voi încerca să, în măsura în care am timp, să revin cu acel film legat de modul de depistare pe microscop. Vă spun de acum, nu am cameră pe microscop, deci nu o să vă pot arăta exact cum arată, deci asta puteți să găsiți pe internet sau o să printez pe o foaie exact cum arată. În cazul nosemozei, sporii arată exact ca, să zic așa, mărit, exagerat, exact ca ouăle de furnici. Iar în cazul trichil mites, acolo sunt un pic mai complicate lucrurile. În funcție de cum este de afectată traheea, se poate determina un grad mai mic sau mai mare de infestare cu trichil mites. Atât pentru acum, vă salut și numai bine! Mm-hmm.